Bun venit la o nouă ediție din emisiunea Pâinea cea de toate zilele. Pâinea e Scriptura. Flămându-L suntem noi doi, iar Cuvântul lui Dumnezeu ne va sătura, ne va da aripi sufletului, minții, să ajungem din lumea asta întunecată și încetroșată până spre luminile lui Dumnezeu, să vedem altfel valorile, idealurile și sensul vieții noastre. Aș începe cu o întâmplare. Gigel face o poznă. E gravă. Mama îl spune lui tata. Și tata îl cheamă pe Gigel. Și Gigel tremurând zice, iartă-mă, tată. Și imaginează că tata îl iartă. Acest tipar pe care l-am întâlnit în viața mea și a ta, nu explică nimic vis-a-vis -vis de iertare. Ce este iertarea? Un act arbitrar. Un act care stă la bunăvoința ta dacă vrei îl ierți, dacă nu îi dai la fund. Ce-i cu iertarea? Ce-i cu păcatul? Cum poate fi păcatul iertat nu de un om, ci de Dumnezeu? Există doar bunăvoința lui prin care poate să șteargă o așa cum se întâmplă astăzi, că atunci când un X mafiot face o, trage un tun și pentru care prieten mai sus, zice, bă, hai că îl iertăm, îl mutăm pe alt post, îl avansăm. Deci, ideea iertării este îmbrăcată într-o nebuloasă, în confuzie, e un abur. Dumnezeu a spus, păcatul aduce moarte. Și nu poate fi iertat. Și păcatul trebuie plătit. Dar nu vei plăti tu. Va plăti Hristos, mielul lui Dumnezeu. Și prin moartea lui, care este infinită, viața lui de Dumnezeu a plătit păcatele lumii întregi. Tu poți să fii iertat în virtutea sângelui vărsat. Dar cu o condiție, nu de a face ceva ci atitudinea inimii tale să se schimbe față de păcat. Ei bine, toată istoria biblică sau tot mesajul istoriei biblice se ocupă doar de problema eliberării omului din chingile păcatului și, din, și de boala, de virusul păcatului care este în el. Iar programul acesta de eliberare și de vindecare se cheamă planul de mântuire. Planul de mântuire este reflectat în scriptură până la Noul Testament prin lecții figurative, prin sanctuar. Noi acum ne refeream la cea de-a patra uh, latură sau cel de-al patrulea domeniu al activității din sanctuar, care se numește Sărbătorile. Și îți amintește cartonul grafic, ultimul pe care l-am avut, în care sunt prezentate Sărbătorile. În ziua 14 luni întâi e Paștele, din 15 până 21 a lunii întâi sunt Azimile, pe 16 este Snopul de Legănat, apoi după 50 de zile apare Sărbătoarea Secerișului sau a 50-mii în ziua 6 a lunii a 3 după o pauză mare de 3 luni și jumătate apare Sărbătoarea Trâmbiților care ta, 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 anunță în tot Israelul că vine ziua cea mare numită Ziua Ispășirii pe ziua, în ziua 10 a lunii a 7. Și ce se întâmplă atunci? Venea omul cu mielul să aducă iarăși o jertfă pe păcatul lui? Nu. Atunci avea loc altceva. Curățirea sanctuarului. Și o să spui, cum adică? Se va face curățenie generală, cum se face astăzi într-o biserică sau într-o casă, că vine Paștele sau Crăciunul? Nu. Nu se referea deloc la curăția fizică. Și uite-te la imagine. Păcatele mele, prin mărturisirea mea, ajungeau pe capul mielului. Sângele lui era strâns și sângele era uns pe coarnele altarului. Și păcatul cunoștea un tranzit de la mine, de pe miel, pe sanctuar. Unde mai pui că și preoții, mâncând din jertfa mea, se încărcau de păcatele mele. Și practic preoția și sanctuarul, deci tot ce ținea de sanctuar, purta păcatul meu. Ori în ziua a 10-a lunii, a 7 -a, numită Iom Kipur, sau Ziua, Iom e Ziua, Kipur a ispășirii. Ziua când se ispășea păcatul. Atunci avea loc curățirea sanctuarului. O lucrare care începea, avea câteva etape. Prima etapă era, mai întâi, confirmarea faptului că preotul și toată ceata preoțească se smerește înaintea lui Dumnezeu și mărturisește nevoia de a fi nu doar iertat, ci și absolvit. Iertat și amnistiat, nu doar grațiat. Am discutat data trecută. Când se ajungea la a doua fază, pentru popor, deci nu pentru preoți, ci pentru popor, se spunea că trebuie să aducă de la popor, nu de la din sanctuar, nu de la preoți, doi țapi. Un țapi pentru Domnul, cel pe care îl vezi cu D, și un alt țap pentru Azazel. Iar preotul, marele preot, care nu era îmbrăcat, îmbrăcat în haine de slavă, ci în haine simple de in, s-arunce sorțul. Adică sorțul, dacă era uh, piatra neagră, era pentru Azazel, piatra albă pentru Domnul. Și ce urma? Țapul pentru Domnul urma să fie adus jetvă de ispășire pentru popor iar țapul pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului ca să slujească pentru facerea ispășirii. Aici am rămas data trecută și am întrebat oare ce însemnează Azazel. Ca să nu vorbesc doar după ureche, m-am documentat. Am cercetat dicționarul, am cercetat comentariile și am vorbit chiar cu doi ebraiști din țara mea. În România. Și mi s-a spus că sensul este confuz. Pentru că azaz însemnează fie uh, pleacă, fie uh, fel de fel de explicații care nu au de-a face concret. Cu atât mai mult cu cât nimeni nu știa care era vocalizarea celor HZZL. Care este vocalizarea acestui? cuvânt, pentru că ebraica era scrisă doar consonantică, doar consoanele, iar vocalele le adăuga din cunoștința generală cel care citea. Răspunsul sigur care aduce lumină este când gândești pe Azazel în corespondență cu Domnul. Deci, pentru Domnul era țapul rânduit să fie jertfit și cine este oare în opoziție cu Domnul. Cine stă în opoziție cu Hristos? E păi clar, e diavolul. Și atunci țapul pentru Domnul trebuia sacrificat, o să vedem chiar acum, și atenție, acum se făcea ispășire pentru tot, nu doar pentru uh, oameni, ci și pentru sanctuar. Spune să junghe țapul pentru Domnul ca jetvă de ispășire, pentru popor, punctul 1, și să-i ducă sângele dincolo, iarăși spun, dincolo de perdeaua dinăuntru, unde nimeni nu intra un an de zile, decât marele preot acum, în ziua ispășirii, în tocmai cum a făcut cu sângele vițelului, să stropească cu el înaintea capacului ispășirii. Astfel să facă ispășire pentru, deci a fost poporul, doi, Sfântul Locaș, pentru el și casa lui, și pentru necurățiile și toate călcările de lege ale copiilor lui Israel. E ceva mai mult decât ispășirea personală, ci păcatul colectiv. Deci, e foarte clar. În momentul acesta, țapul pentru Domnul care era jertfit făcea ispășire pentru Templu, cu preoți, pentru popor, pentru tot ce mai exista, sanctuar, pentru. și pentru păcatul colectiv. Și acum citim pentru locaș. După ce va ieși să se ducă la altarul care este înaintea Domnului, cu ce? Cu sângele vițelului și cu sângele țapului pentru Domnul, să ungă coarnele altarului și să stropească pe altar cu degetul lui de șapte ori din sânge și astfel să-l curățească de necurățile copiilor lui Israel. Știi ce era sângele acesta care era adus acum? Nu era sângele de încărcare cu păcatele noastre, ci de spălare, era detergentul. Era detergentul prin care se spăla sângele sau se spăla păcatul. Numai că păcatul nu poate să-l ștergi. El există, doar poți să-l iei de acolo te întreb care altar, că să, unge, să ungă coarnele altarului. Păi, uite-te, răspunsul vine din cele două texte. În Levitic 16 spune că e vorba de altarul cel mare, iar în Exod 30 precizează că se referă și la, și la altarul tămăierii dinăuntrul sanctuarului. Și acum, după ce a aplicat detergentul și a luat păcatul de deasupra altarului, a stropit înaintea chivotului, ce, va, ce urmează? După ce va isprăvi de făcut ispășirea pentru Sfântul Locaș, ei, și acum vine noutatea, să aducă țapul pentru Azazel, Aron să-și pună amândouă mâinile pe coarnele, zic eu, pe capul țapului celui viu și să mărturisească peste el toate călcările de lege și fără de legile copiilor lui Israel cu care au păcătuit ei. Adică cum? Deci, să recapitulăm. În cursul anului am venit cu mielul, am păcătuit, păcatele mele trec pe miel, apoi pe sanctuar. Preotul mănâncă pe el, mănâncă din miel, ajunge păcatul pe el. Acum, în ziua Ion Chipur, Dumnezeu aduce jertfa, adică omul aduce jertfa care preînchipuie pe Iisus și se face curățirea păcatelor. Și atunci când pune mâna preotul pe capul țapului pentru Azazel, toate păcatele care au fost pe sanctuar ajung pe el. Privește. Este exact ce am spus până acum. Păcatul mărturisit ajunge toate zilele din an. Sunt 360 de zile care tot aduc și Sanctuarul se umple, se încarcă de păcatele mele roșii. Și acum toate aceste păcate se aduc pe capul lui Azazel în Iom Kipur. Dar cine este Azazel? Păi, cine este cel care a injectat în noi ispitele, care ne-a împins să greșim? Cine este Marele Maestru, Eminența Celușie? care știe vulnerabilitățile tale și ale mele și ah, iar m-am pins și ah, iar am greșit și îmi pare rău. Nu este oare autorul prim al păcatului? Eu am fost iertat că am mărturisit credința în Hristos, dar ticălosul trebuie să poarte responsabilitatea pentru tot ce a semănat în sufletul meu, în viața mea, în mintea mea, în faptele mele, în familia mea. Și Ci citim, Azazel, în pustie, și anume: să le pună pe capul țapului, apoi să-l izgonească în pustie printr-un om. Țapul acela va duce asupra lui, toate fără de legile lor, într-un pământ pustit, în pustie, să-i dea drumul. Și, îl vezi, ajuns pe un teren nelocuit care e sfârșitul acestui țap care preînchipuie pe vrăjmașul? Nu vorbim acum. Pentru că este planul de mântuire atât de frumos reprezentat în Marea Zia Ispășirii, încât vei vedea că profeția aceasta se va împlini și îți anticipez în momentul de după revenirea Domnului Hristos, când pământul o mie de ani va fi pustiu și Azazel va fi singur acolo, având o mie de ani timp să-și cerceteze alegerile blestemate începute în cer prin răscoala lui și descărcate prin ticăloșii asupra fiilor oamenilor. Și hai să citim sfârșitul. În ziua aceasta, se va face ispășire pentru voi. Veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Poate fi ceva mai frumos, poate fi o făgăduință mai luminoasă decât că chiar dacă eu sunt iertat, rămâne totuși cazierul Lucian un păcătos și o știu că este. Și îmi pare rău ca un album negru, aș vrea să nu existe. Dar făgăduința este fiul omului, fica mea, albumul tău va fi șters și vei fi ca și când n-ai fi păcătuit niciodată. Iar toate acestea se întâmplă printr-o judecată când responsabilitatea cu adevărat se descarcă pe principalul actor care a întunecat istoria Universului și a pătat cu sânge pământul și sufletul meu. Yom Kippur, spune dicționarul Enciclopedia Universală Iudaică, Yom Kippur este judecata lui Dumnezeu. Și vezi în imagine, e omul și este măsura după care voi fi judecat tablele legii. Și unii poate spun, stai puțin, dar parcă Hristos e măsura noastră. Păi Hristos era cuvântul, și cuvântul s-a făcut trup. Deci mai întâi e cuvântul acesta, iar cele zece porunci exprimă caracterul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu pentru noi. Este reflectarea a întregii sale, o filozofii, dacă cuvântul e potrivit, al gândurilor lui, a voinței lui, a planurilor născute toate din dragoste, aplicate în condiția unui pământ infestat de păcat marcat de blestemul păcatului. Pentru că eu sunt păcătos și eu aș vrea să da, Dumnezeu zice să nu. Că dacă n-aș fi eu să da, să fac aia, Dumnezeu n-ar trebui să folosească expresia negativă, să nu. Este exact copilul care vede prăjitura și zice să nu. Și ia mâna înapoi. Poruncile sunt voia lui Dumnezeu, rostite într-o formă negativă pentru noi păcătoși. Vom fi judecați. Și judecata se va hotărâ spre viață sau spre moarte. Să nu fie pentru noi varianta a doua. Privește acum cartonografic și observă că după ziua ispășirii, apare încă o sărbătoare cu două zile speciale care marchează începutul și sfârșitul. Și acea sărbătoare se cheamă sărbătoarea corturilor. Ei bine, sărbătoarea corturilor era după Marea Zi de Ispășire. Uite ce spune textul din Levitic 23. În a 15 -a zi acesteia șaptea luni va fi sărbătoarea corturilor. Să luați ramuri de finici și de sălcii șapte zile să locuiți în corturile făcute din aceste ramuri de și de sălci, pentru ca să se știe că v-am făcut să locuiți în corturi după ce v-am scos din țara Egiptului. În ziua întâi și în ziua opta să fie o adunare sfântă, să nu faceți nicio lucrare de strugă în timpul ei. Știți ce spune aici? Șapte zile să locuiți în corturi, pentru ca să se știe că v-am făcut să locuiți în corturi după ce v-am scos din țara Egiptului. Stop! O să spui, asta e o treabă jidovească, evreiască. Nu! Din Noul Testament, din epistolele lui Pavel, descoper că tot tiparul sau istoria lui Israel, scoaterea din Egipt, pustia și intrarea în Canaan, nu este altceva decât o proiecție în mic a un eveniment personal. Noi toți se naștem în Egipt, toți trecem prin un eveniment al convertirii, urmează pustia, istoria unei vieți cu, cu descoperirea tot mai multor probleme de rezolvat în inima mea, eliberarea mea de păcat și de gândurile mele rele, ca să pot ajunge în Canaan. Iar această sărbătoare a corturilor nu este doar o amintire a corturilor din pustie, ci este amintirea sau evocarea, rectific, evocarea acelui moment când copilul lui Dumnezeu vor uita de istoria Egiptului și timp de o mie de ani, ca să anticipez, vor fi înaintea lui Dumnezeu, înainte ca să cuboare Noul Ierusalim și să se redeschide istoria, o istorie nouă a Pământului, pe un Pământ nou, cu un cer nou. Iată ce spune despre sărbătoarea corturilor. În ziua a zecea a acesteia a șaptea luni, va fi ziua ispășirii. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă. Din seara zilei a noua până în seara următoare, a zecea, să prăznuiți sabatul vostru stai puțin. Din seara zilea 9 până în seara zilea zecea, să fie sabatul vostru, sigur, în anul acesta, în octombrie sau în septembrie, mă rog, așa cade, să zicem. Dar ceva nu înțeleg. Anul viitor va fi tot în ziua nouă, adică va fi tot pe 5 sau cât e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pe 8 și 9 sau va fi pe 7 și 8 vezi ziua 9 și ziua 10 săptămânal cade pe zile diferite, nu în a 7-a zi poate cade în ziua 1-a săptămâna sau ziua 3 aici cade pe ziua a 4-a și a 5-a săptămânii anul viitor va fi pe ziua 2-a și a 3-a N-are nicio legătură sabatul ceremonial cu sabatul zilei a șaptea. Și aș vrea să investighez acest lucru, pentru că ne duce la o mare rezolvare, la rezolvarea unei dileme care chinuie pe mulți. Ia să vedem. Tu știi câte sabate ceremoniale există? Le repet aici, pe carton. Primul sabat este începutul sărbătorii azimilor, pe 15, unde spune să nu faceți nici o lucrare de slugă aboda melaca, care înseamnă semnează muncă fizică. Adică muncă. Putea să fie doar muncă. Lucrare de slugă. Al doilea sabat este încheierea sărbătorii azimilor. Al treilea sabat este pe ziua de 6 a lunii a treia, la sărbătoarea cinzecimii, al patrulea sabat, ziua întâi a lunii a șaptea, când începe pregătirile pentru Marea Zi a Ispășirii, cinci, este ziua Ispășirii pe care vreau să o citesc. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă, să prăznuiți sabatul vostru mai departe, mai este al șaselea sabat ceremonial unde spune în ziua 15-a, lunii a 7-a, să nu faci nicio lucrare și ultimul sabat. Câte sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, numai 7. Dar ce înseamnă asta? Citește, te rog, distinția majoră din același capitol 3, 23. În versetul 23 spune aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, să prezuniți sabatul vostru, Afară de acestea, să păziți sabatele Domnului. Și uite, dragul meu, cum cuvântul lui Dumnezeu face o distinție categorică între sabatele Domnului, care sunt amintitorul creațiunii și au o simbolistică foarte bogată în perspectiva profetică, iar sabatele voastre sunt din cauza păcatului, din cauza jertfelor care trebuiau aduse. Că dacă n-ar fi fost jertfe, adică dacă n-ar fi fost păcat să ceară jertfe, Adam și Eva, neprihăniți, ar fi avut doar sabatul Domnului. Sabatele voastre sunt ceremoniale. Sabatul Domnului este în ziua șaptea, în ziua șaptea oricărei săptămâni, pe când sabatele voastre sunt calendaristice, nu săptămânale. Și cad pe una sau alta din zile. Și și de ce am făcut această discuție? Pentru că în Coloseni 2, cu 16 la 17 scrie, Nimeni dar să nu vă judece cu o privire la mâncare sau băutură, sunt chestii ceremonială. Cu privire la o zi de sărbătoare, am în temă. Cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Dar trupul este al lui Hristos. Cum vine asta? Privește. Vechiul Testament nu îl prezenta pe Iisus în carne și oase, ci doar umbra lui. Și umbra aceasta, spune Pavel, era taina ascunsă de viacuri. Toate jertfele vorbeau despre Isus. toate ceremoniile vorbeau despre Isus. ele erau sabatele umbră, cele ceremoniale. Pe când Hristos, taina descoperită acum, spune Pavel în Colosen 1 2, 7, taina descoperită acum este Hristos. Deci toate sabatele ceremoniale erau umbra lui Hristos și al jertfei sale. Și ce înseamnă aceasta? Că toți cei care caută să scape de porunca a patra, care spune foarte clar, aduți aminte de ziua sabatului ca să o sfințești, motivând cu sabatele care au fost desfințate, fac o confuzie. Nu fac distinție între sabatul Domnului și sabatele voastre. De acum cred însă că lumina s-a instaurat. Și cred că de acum putem să stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă avem și o atitudine deschisă, de ucenici. Vorbește, Doamne, și eu, ucenica sau ucenicul, ascult. Și Dumnezeu să-mi ajute să iau o atitudine corectă față de revelația lui Dumnezeu. Căci cuvântul lui Dumnezeu este norma după care în Iom Kipur, în ziua ispășirii cerești, voi fi judecat. Să dea Dumnezeu să stăm bine în ziua aceea. Amin.